Medicii susțin că sunt puțini români care nu consumă energizante, însă și mai puțini se gândesc la ce riscuri se supun atunci când cumpără astfel de băuturi. Consumă toate resursele organismului, pentru că, da, te stimulează, tu îți folosești musculatura și energia și după care organismul are nevoie de o perioadă de odihnă ca să-și revină. Atât pe termen scurt cât și pe termen lung pot da tulburări electrolitice. Dacă tu consumi resursele organismului repede, sodiu, potasiu, calciu, toate se dereglează. Situația se poate agrava însă dacă băuturile energizante sunt consumate în cantități mari. Consumat pe timp îndelungat, acea doză mare de zahăr poate să te ia disfuncții ale funcționării pancreasului, diabetul. Poate prin stimulare și prin solicitarea inimii să te ia infarct, poate să te ia un accident vascular. Tinerii sunt cei mai expuși acestor riscuri. Cu toate că mulți dintre ei au simțit efectele negative, aceștia nu reduc numărul dozelor de energizante consumate. Consumăm. Nu zilnic, dar consumăm pe săptămână de câteva ori. Depinde de unde trebuie să pleci, cât trebuie să stai acolo și energizantul îți dă energie mai mult decât ai tu în trup. Ultima oară n-am putut să dorm într-o seară din cauza lor, deci nu mai puteam. Linic, tot eram praf. N-am putut să dorm, efectiv n-am putut să dorm. Asta e. Cam câte energizante beai? Aveam luam vreo două pe zi. Nu beau pe zi multe, unul maxim. Da, fac și rău și mai mult rău. Consumarea zilnic a unei singure doze de energizant poate determina în timp îngustarea vaselor de sânge chiar și în cazul adulților sănătoși. Băute în combinație cu alcool, energizantele devin și mai periculoase, spun medicii. Un studiu al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că aproape două treimi din tinerii din Europa beau energizante. Din acest motiv, Comisarul European pentru Sănătate ar putea cere interzicerea acestor băuturi pentru minori.